până la sfârșit, o să rog pe Părintele Macarie să citească cuvântul de învățătura noastră a Cinsecului Pastorala. Vă rog să fiți atenți și câteva cuvinte, o să vă spun și eu și pe urmă, continuăm slujba. Irineu, prin Harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, cinstitului nostru cler, cinului monahal și binecredincioșul creștin din eparhia noastră, har și pace de la Dumnezeu, iar de la noi, părintească binecuvântare. Iubiți fii duhovnicești, Hristos a înviat! Înviind a treia zi după Scripturi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a confirmat în mod concret divinitatea persoanei sale și a lucrării sale. Încredințați de acest adevăr fundamental, noi prăzduim an de an pași de cele taine care sfințesc pe toți credincioșii. Totodată, prin acest praznic luminos, ne împărtășim de apa cea vie a credinței mântuitoare care țâșnește nu din piatră seată făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii ce izvorâ din mormântul Hristos, cum ne grăiește o cântare pascală. În această aleasă și sfântă zi, preamărim minunea Învierii Domnului cu voioșie și cu evlavie, având convingerea că din zorii acelei duminici memorabile, când Iisus a ieșit din mormântul Său, nu moartea, ci viața stăpânește. Din acest motiv, exclamăm pe entuziasm. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Învierea lui Hristos este evenimentul fără pereche în istoria omenirii, fiindcă, așa cum afirmă Părintele Dumitru Stăniloae, importanța ei întrece în mod absolut tot ce se întâmplă și se poate întâmpla în univers. Drept măritor creștin. În primul rând, învierea Domnului este importantă pentru că tirania cruntă a morții a fost spulberată. Precum în moartea noastră se arată ultima consecință adusă nouă de păcatul original, așa în învierea trupului asumat de Hristos se arată înlăturarea ultimei manifestări a puterii păcatului asupra omului. El, care este începătura celor răstigniți, se face întâi născut din morți pentru ca să deschidă trupului drumul învierii, precum arată Sfântul Grigorie de Nisa. Dacă moartea a acoperit cu o lipsă de sens întreaga noastră viață, învierea a readus-o în lumină și această lumină s-a răspândit peste toate. Prin ridicarea sa dintre cei morți, Iisus ne-a arătat că moartea, cel din urmă vrăjmaș, nu are ultimul cuvânt asupra vieții, drept pentru care putem striga, unde îți este moarte biruința ta? Unde îți este moarte boltul tău? Moartea nu este punctul definitiv cu care se încheie viața de aici, ci doar o virgulă care desparte cele două părți ale aceleia fraze, viața de aici și viața de dincolo. În al doilea rând, învierea Domnului este importantă pentru că întreaga creație freamătă de o viață nouă. La bucuria învierii se asociază nouă creștinilor, alături de oștile îngerești, însăși firea neînsuflețită, aceasta participând la slăvita biruință a Fiului lui Dumnezeu. O pace adâncă domnește acum pretutindeni. Îngerii cântă în ceruri și oamenii pe pământ, plini de bucurie, se îmbrățișează frățește. În același timp, în atmosfera exuberantă a primăverii, toate clocotesc de viață. Întreaga făptură necuvântătoare își exprimă în felul ei dorința de a scăpa de sub robia pieirii, pentru a se bucura de libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu. Acum valurile mării se îmbrățișează, zice Sfântul Grigorie Teologul, iar norii se îmbrățișează cu raza soarelui, văzduhul cu vânturile, glia cu roadele sale. Acum livezile se umplu de miresme și semințele încolțesc. Credem aceasta, fiindcă învierea este și trecere definitivă și totală de la moarte la viața a creației,
care celebrează acest Paște minunat și eliberator. În al treilea rând, învierea Domnului este importantă pentru că prin ea se inaugurează pentru om o existență nouă și eternă. Învierea cea de a treia zi este, prin excelență, practicul vieții, a cărei putere pășește biruitoare veac de veac și se revarsă în veșnicie. Din clipa în care Hristos a părăsit mormântul Său, viața omului se descătușează de izolarea sa față de izvorul etern al vieții și reintră în plinătatea ce îi dă Dumnezeu, Dătătorul vieții. În creștinism, ținta supremă spre care se îndreaptă credinciosul este dobândirea vieții viitoare, așa încât suntem datori să trăim viața de aici în armonie cu Creatorul și să o nobilăm cu roadele Duhului Sfânt. Enunțând existența acestei vieți viitoare, creștinismul nu disprețuiește viața pământească, ci o socotește timp de pregătire pentru dobândirea mântuirii și fericirii veșnice, pentru împărtășirea totală din viața lui Dumnezeu însuși. Murim, să ne nădăjduim sigur că vom învia și vom viețui o viață desăvârșită și despărțită de toată moartea și de toată coruperea și ne vom înălța la ceruri și vom primi cinstea și slava cea întru Dumnezeu, precum ne încredințează Sfântul Maxim Mărturisitorul. Înțelegând importanța praznicului pascal, ne simțim responsabili a face din viața noastră o închinare duhovnicească, un imn închinat virtuților morale și slujirii creștine. De calitatea vieții actuale depinde întru totul dobândirea vieții viitoare. Raportată la viața credincioșilor, trăirea tainică a Învierii lui Hristos este o naștere din nou, un alt mod de a trăi, precum subliniază pregnant Sfântul Apostol Petru. Învierea lui Hristos din morți ne-a născut din nou spre nădejde vie. De aceea, Sfântul Chiril al Alexandriei ne spune că moartea Domnului s-a făcut începutul înnoirii omenirii spre nestricăciune și viață nouă. Fiind un dar de la Dumnezeu, această viață pământească trebuie prețuită, legând-o mereu de veșnicie, cu certitudinea că numai viața eliberată de păcat și înnoită prin har poate cunoaște cu adevărat lumina și puterea Învierii lui Hristos. Iubiți credincioși, de fiecare dată când serbăm Sfintele Paști, ne gândim la mediul rural și la cei care au trăit în satul românesc, în acest sfânt pământ inspirator, cum îl numește scriitorul Liviu Revreanu. Aici, trăirea românească a fost o credință puternică în învierea din morți, un entuziasm nestabilit pentru viața de dincolo, un dor de primenire spirituală și o duioșie fără seamă în față de sufletele celor dragi, adormiți întru Iisus. Paștele celebrat în satul românesc atestă marea străvechime a creștinismului nostru apostolic. Străvechime care se confundă cu cea a neamului. Iată de ce trebuie să ne îndreptăm către acest sat cu bisericuța din deal și cimitirul de lângă ea, ca astfel să putem regăsi identitatea noastră, rădăcinile noastre de români, viața noastră autentică, străbătută de bucuria radioasă a Învierii Divinului Răscumpărător. Acum, în anul 2019, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul omagial al satului românesc, constatăm cu mâhnire că satul nostru îmbătrânește, iar locuitorii săi sunt chinuiți de sărăcie și de singurătate. Noi avem chemarea să ne ostenim pentru conservarea și perpetuarea vieții satului, de unde, în vremuri vitrege, a iradiat lumina credinței lucrătoare prin iubire, a dăruirii de sine, a bunăcuvinței și a omenirii. Toate aceste valori perene sunt îmbrăcate în aura veșniciei, pentru că, așa cum afirmă Lucian Blaga, veșnicia s-a născut la sat. Transpunându-ne în primatul fermecător al satului românesc, ce freamătă de praznicul pascal, poetul George Coșbuc scrie: și cât e de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale
și doi de se întâlnesc în cale, își zic Hristos a înviat. Acest salut voios vi-l adresez și eu, dorindu-vă tuturor un Paște fericit încununat cu darul dumnezeiești. Al vostru către Hristos Domnul Rugător, Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei.